să facă plouă ca de soli. Mai facem un refren cu mintea. Mă duc la munte azi, mă duc la munte, mă duc la munte azi, mă duc pe dealul Polonii. Păi tot în munte, dar-i mai mic cât am vrea. Mă duc la munte azi, mă duc la munte, mă duc la munte azi, să mă duc cu măzgurei pe el. Vedeți voi cine-i bărbață. Dar nu singur, el e pufi. Pot cerca să-l atingi, dar nu fi prost. Că mor fără rost. Nu e masiv, dar e agresiv. Modelează trupul, protejează grupul. Bagă-ți mai mult lucru. Sunt atât de profesionist, doamnă, încât uneori mă ia dicția pe dinainte și fac abuz de ea. Ați înțeles ce am spus? Am vorbit citeți? S-a simțit aliniatul și litera mare. Am spus așa, pufii protejează lupul și încă două, trei predicate care mi-e frică să le repet. Pe care? Fiindcă nu mai doarme bobul la noapte. Ideea e în felul următor. Eu dacă spun două, trei și pufii și dumneavoastră fluierați bisilabic, când mă întreabă mama mâine, băi, te-o fluierat la Constanța? Da. Așa spune mama, n-are nouri. La Constanța. Te-o fluierat pozitiv? Da, mamă. Vă rog să fluierați bisilabic pozitiv, da? Adică, nu. Da? Așa vedea. Două, trei și pufii! Ore sala cu eco, eu încă o fără. Da, toate pozitive.